Și ce mă mai deranjează la regizorii de teatru și de film, e că fac filme sau spectacole cu final deschis. Bă, am dat bani să văd filmul ăla, dă-ți un pic interesul. Vreau să văd ideea ta despre viață. Cum se termină filmul ăla? Și nu, că vin regizorul cu bășini, că, nu, că publicul meu e inteligent, este prim, trebuie să le dau mură în gură. De parcă eu vin aici și zic, păi am fost ieri la mare și... ...98% dintre voi sunt inteligenți. Dar așa evoluăm. Dacă gândim un pic, nu vă spun eu glumele acum. Gândiți. Dar ce mă mai deranjează la tot la spectacolele astea? Spectacolele în care e implicat și publicul, dar nu-i anunță nimeni. Că am fost-o cu prietena mea, ne-am pus pe scaun și în timpul spectacolului au venit actorii și ne-au luat pe toți oamenii din public și ne-au dus pe scenă. Făceau chestii cu noi pe acolo. Bă, dacă șchiop și nu pot să mă duc până pe scenă. Dacă scot pula și mă piș, nu-ți fut eu ție spectacolul. Ce dracu fac actorii la repetiții? Se prefac, dansează, ridică oameni de pe jos. Ce? Și am mai văzut și la o tipă, actriță la Teatrul Național din Cluj, am văzut o poză de profil cu steagul Ucrainei pe care scria în fiecare actor zace un Zelenski. Și nu e așa, efectiv nu e așa, o afirmație greșită. E unul singur. Bă, dar mă enervează aroganța asta actorilor că își atribuie breslele lor toate meritele. Că, dar tot noi actorii v-am salvat și de data asta. Dacă nu eram, noi era gata război în 3 zile. Toți învățați numai Stanislavski acum. Dar serios, mă enervează că s-a dus și la cel mai de sus nivel. Că s-a dus la Zelenski. Putea să zic că în fiecare actor zace Adrian Cucu. Sau Stella Popescu. Și am văzut-o pe tipa asta la teatru. O juca rol secundar spre episodii. Și mă deranjează că o primi și 50 de like-uri și avea comentarii acolo cu flori și cu aplauze. Câte 3 comentarii cu aplauze de la aceeași persoană. Că v-am zis că așa se întâmplă. Bă, dar așa poți să-ți pui orice. În fiecare IT zace un Paul Sabo. Și în câteva IT-ste ar zace Paul Sabo. Da, mă enervează un pic și IT-știi, colegii mei IT-ști, că mi se pare că ne plângem prea mult de joburile noastre grele. Noi, care lucrăm în birouri de milioane de euro, suntem cel mai bine plătiți din țară, avem... Un IT-ist aici sau ce? Nu mă lasă să spun. Dar, nu, avem masă gratuită, masă de tenis, masă de biliard. Bă, și cumva e prea greu proiectul pe care suntem. Sau nu-i temperatura ideală în sală, că eu numai la 23 de grade pot să lucrez, că așa m-am născut. Un coleg se plângea că nu urcă curierul cu mâncarea până la etajul 3 și trebuie să coboare el după mâncare. Cu liftul. Și după aia mai am momente de luciditate în care mă aduc aminte că tata a lucrat sub mină. În mină, nu știu. Dacă a fost mai smecă, dar sub mină. Nu, dar serios, era în mină, era cu foarte mulți bețivi, se folosea foarte multă dinamită și era praf acolo. Majoritatea colegilor de serviciu al lui tata au murit la 45 de ani. Și noi nu stăm bine pe scaun ergonomic. Făcut de niște specialiști să stai 8 ore pe el să nu strici spatele. Ba, odată pe an vin oameni care să ne spună cum să stăm corect pe scaunul ăla. Și eu acum mă gândeam că, bă, lucrez de 5 ani, deja m-am cam plictisit. Tata a lucrat 20 de ani la mină, se trezea la 4 jumate dimineața... Mamă! Se trezea la 4 jumate în fiecare dimineață și la 12 era gata cu serviciul. Și eu acum mă plâng că un meeting la 11 e prea devreme. Serios, am fost săptămâna trecută până la 6 dimineața și aveam o ședință la 12 jumate. Pe care eu am pus-o. Că mă gândeam că oamenii funcționali ai societății pot să vorbească la ora aia. Și am ratat ședința, n-am putut și le-am scris colegilor, vai scuze, au intervenit ceva urgent, că nu îi spune că boca am terminat până la 6 dimineața. Și chiar în perioada aia erau venit și părinții prietenii mele la noi la apartament. Și vă dați seama ce impresie și-au făcut oamenii aia despre mine, că m-au văzut mort de bea la 6 dimineața. Ba, când am ajuns acasă și m-am dus la baie să mă scol, mi-am pus și un podcast, să știu cât e Bitcoin sau dacă mai e război. Dar ce mă bucură la chestia asta e că mai jos de atâta nu pot să mă duc. Că acum orice o să fac, a doua zi o să fie bine. O să fie, ia uite-l pe Paul, e treaz azi. Poate sta singur în picioare. Nu pute când vorbește. Mamă! Ăsta e băiatul pe care îl vreau.
Unde l-a găsit Alina? Într-un șanț.